Veste dezastruoasă pentru România. Ucraina anunță creșterea nivelului de radiații de la Cernobâl. Veștile tragice ajung și în România. Dacă până acum situația dramatică era prezentă doar în Ucraina, care se află în plin război cu Rusia, recent, Agenția Nucleară Ucraineană a declarat că se înregistrează o creștere a nivelului de radiații la Cernobâl. Românii sunt cu adevărat îngrijorați de ceea ce ar putea urma. Ce se întâmplă în aceste momente cu țara noastră? În Ucraina este stare de alertă, însă se pare că și în România situație devine din ce în ce mai îngrijorătoare pe măsură ce rușii înaintează și cu ceresec numeroase orașe mari din țara atacată. O veste cu adevărat îngrijorătoare pentru toată populația României este că ieri, la doar câteva ore după izbucnirea războiului, armata rusă a ocupat zona Cernobâl, stârnind numeroase momente de panică. Recent, Agenția Nucleară Ucraineană a declarat că în aceste momente se înregistrează o creștere a nivelului de radiații la Cernobâl, ceea ce poate afecta România destul de grav. De asemenea, reamintim că accidentul nuclear de la Cernobâl a fost unul major, produs în 1986, când a avut loc o explozie a centralei, iar apoi o contaminare a radioactivă a zonei. Încă de ieri dimineață, Rusia a atacat Ucraina, astfel că în toată țara vecină s-a dat starea de alertă. Forțele de arantă rusă au atacat mai multe orașe cu rachete, elicoptere, chiar cu arme, ucrainienii fiind cu adevărat într-un pericol. Mulți din locuitori și-au luat actele și copiii și au încercat să treacă granița. În timp ce unii au reușit, mulți dintre ei au fost victimele rușilor, care au intervenit imediat. În urma situației din Ucraine, președintele ucrainean a cerut ajutor de la țările aliate, fiind fără puteri în aceste momente.